Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să povestim despre parfumurile pe care le-am purtat în a doua parte a lunii ianuarie. A fost o lună haotică, nu m-am putut dedica, nu m-am putut concentra, așa că am împărțit luna în două. Ce bine sună! Da, și v-am povestit deja despre prima parte a lunii ianuarie, iar astăzi vorbim despre parfumul pe care l-am purtat în a doua parte a lunii ianuarie. Nu o să avem favorite luna aceasta de niciun fel, nici de produse, nici de parfumuri, nici de nimic, pentru că, v-am zis, nu a fost cea mai fericită lună pentru mine. Ok, o să încep cu parfumuri care nu mi se potrivesc 100% și o să terminăm cu obsesii parfumate. Ați văzut că sunt pusă pe Declutter, asta pentru că eu am deja o colecție mare de parfumuri, am în colecție parfumuri care îmi plac foarte, foarte mult și vreau să mă bucur de ele și cumva sunt în perioada aceea în care experimentez, descoper parfumuri, descoper arome noi și vă povestesc și vouă despre ele, dar ce îmi place foarte, foarte mult rămâne, ce nu merge mai departe. Sau nu neapărat ce nu-mi place, ce nu mi se potrivește mie 100%, chiar vreau să mă bucur de parfumurile care îmi plac foarte, foarte mult. Și o să vedeți și astăzi unele. O să încep cu un parfum pe care voi deja l-ați văzut în Declutter, este vorba despre Palo Santo de la Carner Barcelona. Ei bine, de la Carner Barcelona eu am mai testat parfumuri. Și acesta este unul care nu mi se potrivește mie, dar asta nu înseamnă că este un parfum rău deloc. Chiar vă recomand să-l testați dacă aveți ocazia. Am aici o variantă mică, se găseau la un moment dat variantele astea mici pe make-up, dar nu le-am mai văzut de mult. După cum vă spuneam, are o parte dulce și cozy care îmi place la acest parfum, dar are și o parte boozy peste care eu nu pot să trec. O parte buzii neplăcută pentru mine, asta este. Ce mi-a plăcut foarte mult de la Carner Barcelona, mi-a plăcut Rimaxi, ceva de genul, Rima 11 sau nu știu exact cum se numește. Ei bine, acela mi se pare că seamănă într-un fel cu acesta, dar nu are partea buzii, are o parte dulce foarte frumoasă. Dar acesta clar nu mi se potrivește și știți deja că va pleca. Un alt parfum pe care l-am purtat este acest Costum Național 21, un parfum foarte, foarte puternic, foarte intens, exagerat de condimentat pentru mine. Deci dacă vă plac parfumurile, este un parfum unisex, cum este și Carner Barcelona, cum este și Palo Santo. Și acesta este un parfum unisex, un ambrat cald, foarte condimentat și cremos și el are o parte foarte plăcută, dar are și o parte pe care nu pot să o suport, foarte multe condimente. L-am purtat într-o zi săptămâna trecută și m-a zăpăcit. Am și folosit destul de mult, nu este un parfum pe care să-l folosești așa cum folosesc eu de obicei, să faci baie în el, nu este genul ăla de parfum. Clar un parfum pentru perioada rece, clar un parfum pentru iubitorii de parfumuri condimentate și tari, așa puternice. Este un parfum puternic, este un parfum intens, este un parfum care te intoxică pur și simplu. Este cald, este ambrat, este condimentat, piperat. Nu mi se potrivește. Poate folosit cu măsură, maxim două pufuri, așa să zic, aș putea să-l suport, dar tot nu mă regăsesc în el. Nu este un parfum urât deloc, este chiar un parfum foarte bun, doar că nu mi se potrivește mie. Mai departe vorbim despre Chopard Imperial Iris Malika. Am aici și cutia, am dat cu parfumul în cutie să miros puțin. Acesta este un parfum cu miros de ruj, cu miros de iris. Este pudrat, este plăcut, este elegant și sofisticat și va pleca către o prietenă, de aceea și era
cu cutia lui, de obicei nu le țin cu cutiile, pleacă pentru că cumva nu mă regăsesc în el, nu știu. Așteptam, știam cum miroase parfumul, îl testasem înainte, dar totuși mă așteptam ca baza să fie un pic mai caldă, mai potrivită pentru mine. Nu este așa, dar nu este un parfum care îmi displace deloc. Chiar vă recomand să-l testați dacă vreți un parfum cu miros de ruj, cu miros de iris, un parfum feminin și elegant. Eu mai am în colecție și alte parfumuri cu iris care îmi plac. Mai am și Iris Absolut de la Viebelle, de la Lancôme, pe care l-am primit de la prietena mea, așa că trebuie să aibă și ea ceva cu iris. Așteptam cumva ca parfumul acesta să se ducă într-o direcție. Mi se pare că este destul de liniar, adică miroase a iris și a ruj, te duce cu gândul la make-up, dar este un parfum liniar. Asta este. Dacă avea și o bază mai dulce, mai caldă, un pic spicy, era perfect parfumul, dar tot este un parfum foarte, foarte frumos. Mie personal mi se pare că este cam neterminat. Asta este senzația mea. Asta pentru că este un parfum liniar care nu se dezvoltă foarte mult, nu se dezvoltă prea mult, dar tot este un parfum frumos. Următorul parfum despre care povestim este Cacao de la Fragrance World, pe care îl găsiți pe Dubai Collection și o să vă pun și un cod pe ecran, CC05, dacă vreți să faceți cumpărături și aveți nevoie de un mic discount pe Dubai Collection, desigur. Cacao este un parfum foarte frumos, nu este o clonă, îmi place foarte mult sticla, are un capac cu magnet. Și chiar am văzut niște noutăți pe Dubai Collection, foarte mișto. Aștept și un parfum. Și pe Cair, clona pentru pistachio. I-am pistachio de la Kayali, dar mai aștept unul cu pere. Uitați-vă pe Dubai Collection că au niște noutăți și foarte interesante sunt. Ei bine, Cacao este un parfum gurmand. Este un parfum cu cacao. Uitați-vă ce sticlă frumoasă are. Foarte faină este sticla. Magnet, ador treaba asta. Cacao, chiar îl folosesc astăzi. Este un parfum cu o deschidere, cu un, cum să zic eu, o explozie de cacao. Se simte și ceva proaspăt acolo. Ciocolată neagră. E foarte frumos parfumul, este dulce, dar nu foarte, foarte dulce. Dacă vă plac parfumurile cu ciocolată în general, testați-l pe acesta. Cumva miroase la un moment dat, probabil că combinația asta de cacao cu ambră, cu ceva flori, mă duce cu gândul la o ciocolată buzi, la o ciocolată cu lichior. Este un parfum dulce, este un parfum gurmand, este un parfum frumos și să știți că persistă foarte bine. Îmi place parfumul acesta foarte, foarte mult. Am purtat și minunatul acesta care nu se mai găsește, din păcate. Este la Viebelle L'Eau de Parfum Intense, pe care o să-l port în continuare pentru că îmi place de nu mai pot. În general îmi place la Viebelle. Cred că nu există un flanker care să nu-mi placă mie. Acesta este parfumul cu alune și frișcă în bază. Avem o deschidere proaspătă cu fructe, cu citrice. În mijloc avem floare de portocal, iasomie, iris, tuberoză, ilang ilang. Parcă am simțit totuși izul acela de paciuli. Chiar mi s-a părut că s-a simțit destul de intens acum în perioada rece. Vai cum miroase! Vai cum miroase! Este superb parfumul acesta. Nici nu vreau să mai insist, nici nu vreau să vă mai spun despre el pentru că nu se mai găsește, nu știu de ce l-au scos. Îmi place foarte mult izul acesta nati din parfum. Am purtat și minunăția asta de La Belle Le Parfum. Eu am în colecție și La Belle. Acesta este mai nou în colecția mea pentru că am vrut să-mi cumpăr backup pentru La Belle, dar m-am gândit că e cazul să am și ceva mai siropos, mai dulce,
decât La Belle, deși La Belle este un parfum foarte frumos, este dulce. Ele două seamănă destul de bine și nu știu, dacă vreți așa o recomandare din partea mea, dacă nu vreți să vă cumpărați unul dintre cele două, căci nu consider că trebuie să le ai pe ambele în colecție, seamănă destul de mult. Este foarte frumos și acesta este siropos, este dulce. Cred că m-aș îndrepta mai sau v-aș recomanda mai degrabă La Belle. Eu v-am mai zis că La Belle mi se pare echilibrat. Este perfect din toate punctele de vedere. Acesta este ceva mai mult decât La Belle. Acum, dacă vreți ceva mai intoxicant, mai siropos, mergeți pe acesta. Oricum seamănă, dar nu trebuie neapărat să-l ai pe ambele în colecție. Deci dacă trebuie să alegi, poți să-l alegi pe oricare, ambele sunt minunate. M-am bucurat de acesta, o să mă bucur în continuare. Este un parfum care ar putea să-mi fie semnătură, ca și următorul, o să-l vedeți și pe următorul. Deci aș putea să-l port fără probleme toată iarna, pentru că nu m-aș plictisi de el cu siguranță. Am purtat și acest minunat Commodity Milk. O să vă povestesc mai multe despre el astăzi, pentru că l-am purtat mai mult și am mai multe de spus și poate vă interesează și niște update-uri. Vreau să vă spun despre acesta. În primul rând, am ales expresiv pentru că mi se pare varianta de mijloc. În continuare, vreau să analizez și Milk cu eticheta albă, dar și pe Milk Plus. Acesta pentru mine este o combinație de o parte gurmandă și o parte lemnoasă spicy. Este un parfum dulce și lemnos, dar cumva gurmand, partea gurmandă este 50% și cealaltă parte lemnoasă, cozy, spicy, caldă este de 50%. Îmi place că nu iese nimic în evidență. Nu este nici prea afumat, nu este nici prea lemnos, nu este nici prea gurmand. Adică nu poți să-l numești parfum gurmand, nu poți să-l numești parfum lemnos, nu știu. Este un parfum mai ciudat oricum, dar foarte frumos. Dacă ar trebui acum să plec undeva și ar trebui să iau doar un parfum cu mine, acesta ar fi. Este, mă regăsesc în el 100%, îmi place foarte, foarte mult și cred că l-am purtat cel mai mult pe el în ultima perioadă. Acum haideți să trecem și la note și vreau să vorbim puțin și despre notele parfumului pe care voi le găsiți pe Fragrantica, că tot sunt unele persoane pe internet care în loc să creeze content, fac content pe seama celorlalți și prin critică. Nu știu, mi se pare aberant să faci clipuri în care să vorbești despre alții sau să-i vorbești pe alții de rău. Mai bine te uita și la tine, că știi cum e, nimeni nu-i perfect pe lumea asta și YouTube nu este aici. Nu, noi nu suntem de fapt pe YouTube pentru că suntem niște perfecți și pentru că suntem niște experți. Pentru că pentru mine YouTube este pentru divertisment, pentru relaxare. Dacă, nu știu, dacă vrei ceva mai mult despre parfumuri, te duci la școală, faci niște studii, nu vii pe YouTube să... În fine, înțelegeți voi. Dar de ce vreau eu să vorbesc despre note și de ce vă spun notele mereu? Pentru că, de exemplu, acesta... Chiar o să le citesc de pe Fragrantica, ce să vedeți. Voiam să vă spun despre note pentru că, de exemplu, Commodity Milk are ca și note lapte în deschidere, în mijloc are marshmallow și musk, iar în bază are tonka și mahon. Vă spun uneori notele pentru că poate mi se pare că, de exemplu, notele pe care le vezi nu te duc înspre mirosul pe care o să-l simți când testezi parfumul. De exemplu, acesta nu mă duce cu gândul la marshmallow, ci mă duce cu gândul la un desert cu lapte și caramel. Deci este caramelos cumva și lăptos. E delicios oricum, dar combinat cu partea asta lemnoasă și spicy, devine așa un parfum cald. După cum vă spuneam, nu poți să-l
să-i spui că este gurmand. E ciudat. Dar este minunat și cumva mahonul acela îmi dă senzația așa de ceva întunecat, plăcut, cozy. E super parfumul acesta, v-am zis, este combinația perfectă dintre gurmand și lemnos. Nu știu, cred că ar trebui să se inventeze o categorie nouă pentru parfumurile astea de la Milk, de la Commodity sau pentru Commodity Milk. Și ultimul despre care vorbim este acest I don't need a prince by my side to be a princess sau princess de la Kilia. Și acesta este un parfum pe care îl ador și îmi place din toate punctele de vedere. Ei, aici pot să zic că regăsesc bezelele perfecte. V-am mai zis eu că mi se pare că partea asta bezeloasă este ca și cum ți-ai băga nasul într-o pungă cu bezele. Ce-mi place foarte mult la parfumul acesta, că este foarte versatil față de Milk, pe care cred că o să pot să-l port doar în perioada rece. Bine, la că sunt eu de obsedată, perioada caldă pentru mine cred că va fi doar 2 săptămâni din vară. Și acesta este mai proaspăt. Ai Este citrice citrice în deschidere, este proaspăt, apoi apare ușor, ușor rizul acela de bezele, pudrat așa zaharicios, pufos. E gurmandul perfect după mine acesta. E foarte frumos parfumul, este minunat și acesta este unul pe care aș putea să-l port tot timpul fără să mă plictisesc. E superb. Superb, superb. E bine, acestea au fost parfumurile pe care le-am purtat în a doua parte a lunii ianuarie. Sper că m-am lămurit cu anumite aspecte despre parfumuri pe care le-ați văzut în hall-uri și nu v-am povestit prea multe. Dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii și dacă nu aveți întrebări, tot vă aștept în comentarii. Poate îmi spuneți și voi ce ați mai purtat în ultimul timp, ce obsesii parfumate mai aveți. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, aveți toate informațiile în descriere. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să vă alăturați dacă vreți să susțineți canalul acesta și să vedeți și niște clipuri suplimentare. V-am pupat! Pa, pa!